Bine ați venit la Testez mituri creepy care chiar sunt reale pe Minecraft. Ați auzit foarte bine, băieți și fete. Astăzi vom testa împreună niște mituri pe Minecraft care chiar merg. Însă înainte să vă spun de mitul scary pe care o să-l testăm astăzi, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și haideți să vă zic, fraților, ce vom face astăzi. Astăzi vom testa pe episod mitul lui The Killer Bunny pe Minecraft. Adică mitul iepurașului ucigaș, iepurașului cu sânge sau iepurașului care plânge cu sânge, are foarte, foarte multe denumiri. Și haideți să vă zic, boys, de ce spun eu că acest mit este 100% real. Chiar dacă să spunem, urmați toți pașii și voi, să spunem așa, din ghinion, nu-l găsiți, pentru că este o șansă foarte, foarte mică să-l găsești pe acest The Killer Bunny. El se află non-stop în fișierele jocului. Deci astfel, având în vedere că el există în joc, e un mit 100% real. Însă noi astăzi, boys, o să urmăm niște pași care o să ne facă să-l găsim pe The Killer Bunny. Și ca să facem episodul mult mai interesant decât de obicei, o să vă introduc așa, să spunem așa, o să vă introduc mitul prin mărturia primului player care l-a văzut vreodată pe The Killer Bunny în Minecraft, poză de pe site-ul oficial Minecraft Creepypasta. Chiar acum aveți poza pe ecran, haideți să vă zic mai exact ce scrie. Deci băiatul ăsta spune așa și citesc: mă jucam în lumea mea Minecraft ca de obicei, mie plăcându-mi foarte mult să mă joc Minecraft singur. Bă, băiatul îi plăcea să joace Minecraft singur, bravo lui. La început, timp de 30 de minute, totul a părut normal. Însă, după, iepurii de lângă mine au început să se comporte ciudat și ochii lor s-au transformat în roșu sângerat, iar apoi au început să mă atace. Ok, boys, deci efectiv, cum arăta The Killer Bunny, că l-ați văzut la început, foarte, foarte ciudat. După puțin timp, iepurașii au revenit la normal și un sign pe care scria 2.3 a apărut pe casa mea. Un sign pe care scria gen 2.3, adică emojiul de kawaii, în cazul în care nu v-ați dat seama, a apărut pe casa lui. Și el, după cum v-a zis, se gândea că e doar un emoji de kawaii, așa că a ignorat și s-a dus să se joace Minecraft Skywars pe serverul Mineplex. Deci lui nu i-a păstrat treaba asta. Dar după când a intrat pe server, nu era niciun jucător online, însă în mijlocul lobby-ului era un player cu skin-ul de iepuraș care plângea cu sânge. Ok, băieți. Având în vedere prima mărturie acestui băiat care a fost făcută în 2017 pe versiunea Minecraft 1.11.2 și se spune că ăsta este primul player care l-a văzut pe The Killer Bunny, noi avem un mit de urmat și niște pași ca să-l găsim pe băiatul ăsta. În cazul în care nu știi, ați puteți să căutați pe net, acest The Killer Bunny se mai numește și entitatea 9OVK8. Așa se numește, e entitatea 9OVK8. Și noi, ca să dăm de el, trebuie să facem următoarea chestie. Deci, bă, este foarte, foarte simplu, nu e complicat ca de obicei. E foarte simplu. Trebuie să creăm o nouă lume de Minecraft, vă dați seama, și să punem seed-ul, boys, 9OVK8. După cum a zis că este entitatea 9OVK8. Puteți să căutați pe net Minecraft 9OVK8 să vedeți că vă dă un iepuraș care plânge cu sânge, după cum a zis în The Killer Bunny. O să creăm o nouă lume și aici devine partea foarte, foarte interesantă. Deci, efectiv, o să se creeze lumea asta. Cred că o să ne babaram unde o să ne spuneze sincer. Bun, deci ne-a spawnat aici, boys. Acum noi ce trebuie să facem? Teoretic, gen, dacă am jucat Minecraft normal, lucru pe care vă dați seama că nu o să-l facem, ar trebui să ne ducem să facem toate astea și după să ne ducem la anumite coordonate. Eu, ca să vă arăt vouă mitul și ca să fie totul mult mai simplu, o să-mi dau din game mode anumite iteme, o să-mi dau o armură de diamond, niște săbii de diamond și toate chestiile astea și după o să trebuiască să mergem la niște coordonate. Bun, fraților, mi-am dat creative și o să-mi iau itemele de care am nevoie. Bă, noi să zicem că o să am nevoie și de un arc. Bă, ideea e că, și că ăsta o să te moare instant. Acum, bă, cam greu să mă moare pe mine instant, adică gen, fac pariu că nu-s chiar așa de prost la jocul ăsta pe bune. Gen, și dacă vă întrebați, sunt pe versiunea de Minecraft 1.17.1 Vanilla, scrie acolo sus în stânga. Adică puteți să vă jucați, cred că pe orice versiune ar merge chestia asta, având în vedere, hai să zicem că pe orice versiune după 1.11.2, având în vedere că băiatul ăla l-a văzut pe 1.11.2 și s-aud mobii acolo. O să luăm niște d-astea, o să luăm niște d-astea și hai să luăm desigur și niște torțe. Iar acum, boys, devine partea mai interesantă, mai exact partea unde trebuie să explorăm puțin. Acum o să trebuiască să ne portăm la niște coordonate, mai exact la cele mai simple coordonate din tot Minecraft-ul, însă aceste coordonate contează foarte, foarte mult dacă sunt pe harta asta și pe seed-ul ăla, care e 9OVK8 sau ceva de genul, abar. Trebuie, boys, să scrieți așa în chat, trebuie să scrieți TP, vă scrieți vouă numele teoretic gen de pe hartă și să scrieți 1000, trebuie să ne teleportăm la 1000 cu 1000, cele mai simple coordonate din toată istoria Minecraft-ului, gen pe bune. Însă, gen, în mijloc pui ce vrei, hai să zicem 70, nu prea știu eu cum
stă treaba. Iar acum ar trebui să ne teleporteze undeva lângă un village, având în vedere că trebuie să aveți ceancurile pe 2. Eu nu o să văd village-ul ăsta niciunde. Însă, faza foarte interesantă este că dacă vreau să-l găsesc pe The Killer Bunny, o să trebuiască să văd în deșertul ăsta unde sunt, să văd iepuraș. Exact, bun. Deci o să trebuiască să mă ghidez după iepuraș, în ce parte se duc ei, acolo o să mă duc și eu. Și după o să trebuiască să ajung într-un village, habar nu am în ce biome sau ceva de genul, și în acel village să fie o casă pe care este semnul cu 2.3, dacă vă aduceți aminte de la început cum l-a văzut băiatul la prima dată. Și dacă găsesc un village unde e casa cu 2.3, asta înseamnă că în zona este The Killer Bunny și ar trebui să-l găsesc. Ar fi foarte ciudat să fie numai semnul, să nu-l găsesc pe The Killer Bunny. Însă eu zic, boy, să mergem pe aici, gen, adică hai să alegem unde să mergem, având în vedere că, uitați-vă, și aici sunt dăia, sunt și acolo în stânga, sunt și aici în față, sunt și acolo în dreapta. Bă, având în vedere că m-am spawnat aici și că am dat astea pe două ceancuri, uitați-vă aici, hai să mergem pe partea asta dreapta. Deci, bun, fraților, mă prind prin deșert, sunt foarte mulți iepuri peste tot, adică, uitați-vă, și acolo în dreapta sunt iepuri. Și aici în stânga și acolo în față, gen unde să... Ok! Uitați-vă, mamă, fix lângă iepurile astea. Am găsit un village, boys, bun! Deci am găsit un village și... Ah, ce-i acolo? Bă, ce s-a auzit? Ah, ok, da, e un iron golem și sunt villager, bun. Iar acum am village-ul ăsta, ar trebui să găsesc acel sign și după să-l găsesc pe The Killer Bunny, gen, adică... Hai să vedem care-i treaba, let's go! Mamă, ce m-am speriat, bun. Deci bănuiesc că dacă ar fi într-o casă... Gen, ar fi să fie, trebuie să fie semnul pe o casă, după cum a zis și băiatul anumit. Ăsta nu ar fi, nu cred că mi se... Bă, uite, casa asta pare a fi demnă de așa ceva, gen. Însă văd că nu e nimica pe aici. Bun, îl vedem aici. Cum ar fi să dăm de The Killer Bunny înainte să dăm de ăla? Asta-s puțin să mă duc la controle și să-mi dau auto-jump off. Bun. Hai să mergem pe aici, să nu vreau să te supăr. Deci, cred că pe o casă de asta trebuie să fie. Ia să vedem dacă e pe aici, găsim. Deci, bă, nu-i niciun sign. Asta-i nașpa, pentru că având în vedere că e un seed special, era 100% că o să fim un village aici, dar trebuie să găsim și un sign, boys. Nu... O să mă prim... O să mă... Cine a pus sign-ul ăla acolo, boys? Înseamnă că, fii atent, că asta-i după casă. Uitați-vă! Bă, uite-l! A, mamă, bă, era o pisică. Credeam că l-am văzut pe ăla. Boys, am găsit un sign. 2.3, holy shit. Bă, deci The Killer Bunny e în zonă, dar nu l-am văzut acolo. Bă, păi ia să ne mai ducem. Deci fiți atenți, hai să luăm tot asta la... Nu o să mai tai absolut nimica. Vreau să vedeți reacția live când îl găsiți pe The Killer Bunny. Deci, bă, ia stai. Bă, e o pisică, mă, bă, credeam că pe ăla e iepurașul. Bun, deci aici nu e. Aici nu e, în fața, acolo în stânga nu e că l-am văzut. Aici iară nu e, uite, pe aici ar trebui, aici iară nu... Bă, boys, l-am găsit! Mamă, se ia de mine! Bă, nu e așa agresiv cum credeam! Bă, l-am găsit pe The Killer Bunny, deci eu v-am zis că există în joc, că există în joc, boys. 1.17.1 Vanilla există în joc, deci ăsta există în joc, că v-am zis, pe la urmă, e în fișierele jocului. Bă, l-am găsit, man! Bă, uitați-vă ce agresiv e, bă! Bă, sunt full diamond în două inimă! Bă! Care, bă? Bă, ce agresiv e, bă! Bă, mă așteptam să arate mai fioros! Bă, dai foarte, foarte agresiv și îl cheamă The Killer Bunny! Uitați-vă la asta! Nu, că l-o mor dintr-o sabie, eu l-o mor! L-am omorât dintr-o sabie! Bă, și l-am omorât și asta a fost! Bă! Bă, mișto că l-am găsit! V-am zis, boys, că sunt pe 1.17.1 Vanilla, adică există în joc, The Killer Bunny există în joc. Însă, da, a fost ceva foarte interesant. Mă așteptam, sincer, acum, da, să fii puțin mai fioros, adică arăta, bă, da, era un de-asta cu ochii roșii, era un de-asta cu ochii roșii care m-a atacat, însă mă așteptam să fie puțin mai fioros, dar tot a fost, gen, el a fost fioros, îmi dădea o inimă cu un iepuraș care îmi dădea o inimă damage, având în vedere că eu sunt full diamond și atunci nu am băgat o golden apple, însă uitați-vă de exemplu la iepurașul ăsta, ăsta fuge când mă duc după el, ăla m-a atacat. Ei bine, fraților, cam atât a fost cu episodul de astăzi, am testat un mit de pe Minecraft, dacă mai vreți să testăm mituri creepy, scrieți la comentarii ce sugestii aveți și noi ne vom vedea curând cu episodul noi. V-am pupat pe toți, să aveți o seară minunată!